Iubiții noștri, familii îndoliate, frați și surori, chemarea aceasta a sunat acum câteva zile pentru cel care v-a fost tată, bunic, străbunic, iar nouă tuturor frate în Domnul Iisus Hristos. Și fratele Ioan Borcean a răspuns acestei chemări la o vârstă înaintată. Cuvântul lui Dumnezeu folosește de multe ori expresia în dreptul oamenilor care trăiesc o viață îndelungată. Expresia este sătul de zile, adică multe zile. Zile care i-au ajuns. I-au ajuns pentru bucuriile vieții, a trecut și prin necazuri și întristări, a fost și sănătos și bolnav, a fost și împlinit și adeseori frustrat de necazurile vieții, dar în toate biruitor împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amen. Pentru aceasta se merită să-i aducem slavă și cinste lui Dumnezeu. Și pentru că suntem în casa Domnului la acest serviciu de priveghi, cred că este potrivit împreună cu toții să înălțăm o rugăciune prin care să-i aducem cinste Domnului. Pentru familie, cred că rugăciunea lui Iov este cea mai potrivită. Domnul a dat, Domnul a luat,
Să fie binecuvântat numele Domnului. Pentru noi toți ceilalți, un om care a lăsat un impact deosebit în urma lui, printr-o viață trăită pentru Dumnezeu, o viață trăită pentru familie, cred că se merită să mulțumim lui Dumnezeu pentru un model deosebit de viață. Haideți să ne unim glasurile și să-L lăudăm pe Domnul în momentele acestea chiar de întristare, dar o întristare plină de nădejde. Ne rugăm! Slăvit, cinstit și onorat să fie! Citim din cuvântul Domnului, din cartea profetului Isaia, de la capitolul 40, începând cu versetul 1 până la 11. Isaia 40, începând cu versetul 1. Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Amin. Slăvit să fie Domnul și ne rugăm ca în seara aceasta cuvântul Domnului să fie o sursă de binecuvântare și de mângâiere. Vă invit să ocupați locurile. Înainte de a cânta o cântare în comun spre slava Domnului și apoi fanfara va lăuda pe Domnul cu un imn. Aș vrea să exprim admirația pe care o am față de această familie. Fratele Ioan și sora Maria Borcean, acum amândoi la Domnul, care au crescut o familie numeroasă și binecuvântată. Copiii au fost Jan, Ilie, George, Nicolae, Mia, Anica, Estera, Timotei, Tabita, Lidia, Daniela, Rahela, Rebecca, Daniel și Cornel. 15, dintre care 14 sunt în viață. Să vă binecuvinteze pe toți Domnul Iisus Hristos. Ce moștenire deosebită! Voi, împreună cu ginerii, nurorile, aveți în spatele vostru doi părinți puternici, care v-au crescut nu numai din punct de vedere fizic, dar v-au dat și o moștenire spirituală, o creștere în înțelepciunea și frica Domnului. Apoi, nepoții, Marius, Adrian, Delia, Marcel, Ovidiu, Cosmin, Camelia, Ramona, Emanuel, Alice, Lavinia, Jonathan, Nicoleta, Christopher, Gabriel, David, Brian, Hannah, Brandon, Lucas, Kyle, Kelly, Christina, Michael, Matthew, Philip, Chloe, Mia, Elena. Să-i binecuvinteze Domnul. Amen. Și strănepoții,
Sylvia, Emma, Jeffrey, Timothy, Naomi, Nathan, Gabriella, Nadia, Natalie, Nathan, Caleb, Lucas, Ellie, Mia, Ella, Seth, și Luke. Ne rugăm din toată inima ca în ziua veșniciei, atunci când se vor striga numele, toate numele acestea să fie scrise în cartea vieții și la apel cu toții împreună și împreună cu toți copiii Domnului să vă înălțați pe norii cerului și să fim cu Domnul în veșnicie. Îmi place cum mi-a fost trimisă lista asta, exact ca un arbore care a crescut de la doi la așa de mulți. Este încă o dată o familie deosebită, o familie de tip vechi, dar o familie frumoasă, numeroasă și binecuvântată. Preoților, fratele Ioan Borcean s-a născut în familia Gheorghe și Floarea. Borcean a fost născut în localitatea Cărbunari, Caraș Severin, în 3 august 1927. S-a căsătorit în 1946 cu sora Maria. 15 copii, dintre care 14 încă în viață. Una dintre fiice, Mia, a plecat în veșnicie la vârsta fragedă de 20 de ani. Și aici în buletin spune, "There is still much sadness over her death." Dacă ne uităm în lista aceasta a familiei, vom vedea că de vreo 2 ori găsim numele Mia. Copiii au dat nume nepoților și chiar la o strănepoată, la o nepoată și la o strănepoată numele de Mia. A lucrat în Anina, în mină. Coal mine supervisor. A slujit ca pastor lider, a fost apreciat de toți frații în credință, ne aducem aminte cu deosebită bucurie de vremea aceea, ne aducem aminte de rugăciuni, de cântări, de citirea cuvântului lui Dumnezeu, de fapt ne aducem aminte de fratele Ioan Borcean în mod special ca un om care a iubit în mod deosebit cuvântul Domnului. După 20 de ani de lucru în mină, s-a îmbolnăvit de silicoză și a trebuit să se pensioneze în 1967. Silicoza, în mod normal, este o boală fatală, terminală, care duce la cancer și la moarte prematură. Minerii au problema asta. Vă dați seama că Dumnezeu i-a dat o viață de aproape 94 de ani fratelui George Borcean, deși în 1967 a avut diagnosticul de silicoză. S-a mutat în 1975 în orașul Arad. Acolo aveau deja 2 copii care locuiau împreună cu familiile lor. Și îmi place această mărturie de credință. Copiii spun lucrul acesta despre tatăl lor, în acest timp niciodată nu l-am auzit pe tatăl nostru, îngrijorându-se cu privire la ce vom mânca și ce vom îmbrăca. N-au avut nicio lipsă pentru că Dumnezeu în bunătatea sa i-a binecuvântat și l-a binecuvântat pe tatăl lor, care a fost un om harnic, muncitor și cinstit. Au venit în Statele Unite în 1981 și și-a adus în timp toți copiii și pe cei căsătoriți. A muncit greu în America, într-o țară străină, o limbă străină. A muncit în fabrică,
și și-a susținut și-a întreținut familia. În timp copiii s-au căsătorit, au avut propriilor copii, 29 de nepoți și 17 strănepoți. În 1997 a plecat la Domnul soția și a rămas văduv până în clipa plecării la Domnul. O lungă perioadă de singurătate. Este cea mai grea pierdere în viață. Copiii, nepoții, strănepoții umplu o bună parte din nevoile emoționale. Domnul umple partea spirituală. Dar pierderea atât de devreme a partenerului de viață, a soției, în cazul acesta, trebuie să fi fost o lovitură deosebită pentru fratele Ioan. Și cred din toată inima că în momentul acesta absolut orice lipsă, orice gol pe care l-a simțit în viața lui a fost umplut de prezența Domnului în slavă. Am primit o frumoasă scrisoare despre popasurile vieții acestui om. Fiul dânsului ne-a spus că la o viață atât de lungă și la atâtea binecuvântări și amintiri, este o scrisoare scurtă. I-am spus că toate lucrurile de esență vin în sticluțe mici, dar exprimă foarte mult. Și aș vrea să citesc și această scrisoare. Tatăl nostru, Borcean Ioan, s-a născut în Cărbunar, județul Caraș-Severin, fiul lui Gheorghe și Floarea Borcean. Data de naștere, 3 august 1927. A mers la școala din sat, apoi a urmat școala profesională la Anina. În anul 1946 se căsătorește cu mama noastră Maria, cu care întemeiază o familie cu 15 copii, dintre care 14 suntem în viață, iar una din fete, cu numele Mia, a decedat la vârsta de 20 de ani. La Anina lucrează la mina de cărbuni și tot aici a slujit ca conducător de adunare, unde a fost onest, iubit și apreciat de toți frații. Ne amintim și acum acea perioadă cu mult drag, orele zilnice de rugăciuni dimineața și seara împreună cu citirea cuvântului și cântări. După vreo 20 de ani de lucru la mină, se îmbolnăvește de silicoză și este pensionat în anul 1967. Copiii creșteau și trebuiau îndrumați spre școli și cum la Anina nu prea erau, s-au mutat la Arad din anul 1975, unde aveau deja doi copii căsătoriți. În toată această perioadă nu l-am auzit niciodată să se îngrijoreze de mâncare sau îmbrăcăminte pentru toți ai casei. Nu am dus lipsă de nimic și aceasta datorită bunătății și binecuvântării lui Dumnezeu. Și apoi că tatăl nostru nu s-a dat înapoi de la niciun fel de lucru. În anul 1981 a emigrat în SUA și după 4 ani a reușit să-și aducă întreaga familie, pe rând, toți copiii. Aici viața a fost mai aspră, dificultatea limbii l-a silit să lucreze foarte multe ore ca să facă față singur la toate nevoile vieții. Copiii au început să se căsătorească pe rând, dar el a fost aproape de nevoia fiecăruia. Apoi au început să vină nepoții, 29 la număr, apoi 16 strănepoți. S-a pensionat la vârsta de 68 de ani. În anul 1997, mama a plecat la Domnul. Tata a rămas singur 24 de ani, lipsindu-i ajutorul potrivit. Singurătatea nu i-a fost prieten bun. A mai locuit în Chicago până în anul 2015, când l-a luat fata cea mai mare, Ana, cu soțul Giorgio, și a fost îngrijit de ei cu multă responsabilitate, pentru care noi toți le suntem recunoscători. În numele tuturor din familie, îi spunem la revedere. Și ascultați un cuvânt frumos din partea copiilor și a întregii familii. Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute pentru noi. Frumoasă istorie de viață, frumoase cuvinte, încă o dată să vă mângâie
și să vă binecuvinteze Domnul în numele Bisericii Elim, al nostru personal, sincere condoleanțe. Mângâierile Domnului să se reverse peste sufletele dumneavoastră. Amin. Lăudăm pe Domnul printr-o cântare în comun, apoi fanfariștii vor lăuda pe Domnul. Și mă de
Aș dori să exprim din partea mea personală și a familiei mele sincere condoleanțe fiecăruia dintre dumneavoastră. Ne rugăm ca Domnul să vă mânghie inimile și să vă întărească și în clipe grele ca și acestea, să ne aducem aminte încă o dată că viața este trecătoare și că dincolo ne așteaptă veșnicia. Și este foarte, foarte important cum ne trăim viețile aici pe pământ. Domnul să ne ajute să învățăm de la momente ca și acestea. Chiar dacă sunt grele, ele sunt pline de învățătură. Momente ca și acestea ne învață mult mai mult și mult mai ușor decât poate cărți pe care le citim, poate școli pe care le facem, pentru că aici ne întâlnim cu destinul omului. Și fiecare dintre noi avem un destin să ne naștem și apoi să murim și să trecem în viața de dincolo. Eu mă rog ca Domnul să ne facă oameni înțelepți și să înțelegem că zilele sunt scurte. Aș vrea pentru câteva minute să vorbesc despre viață, lucruri pe care ni le spune Biblia despre viață. Pentru că noi care mai suntem încă în viață, avem o datorie să trăim vieți vrednice de chemarea pe care El ne-a făcut-o. Biblia ne spune că viața este nesigură. Iacov, capitolul 4, versetul 13, spune așa: ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Ce cuvânt adevărat, pe care de multe ori îl trecem cu vederea. Ne bazăm atât de ușor pe ziua de mâine, care de fapt nu este a noastră. Ziua de mâine este a Domnului. Vedeți, când Dumnezeu a creat pe om, El ne-a dat abilitatea de a merge în trecut, să vedem ce a fost ieri, dar nu ne-a dat abilitatea să mergem în viitor și să vedem ce va fi mâine. Și exact așa cum noi ne amintim de ziua de ieri, Domnul știe ce va fi mâine, dar noi nu știm. Spune în Eclesiastul, capitolul 9, versetul 12, căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. M-am tot gândit ce bine ar fi dacă ar fi un ceas, să-l purtăm pe mână, sau să-l avem undeva pe perete sau pe telefon și să ne spună ceasul nostru. Într-un fel ar fi bine, unii ar vrea, unii nu ar vrea. Biblia ne spune că nu ne cunoaștem ceasul. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Viața este nesigură, dar este doar sigur atunci când o punem în mâna lui Dumnezeu. De aceea fiecare dintre noi în seara aceasta pune ziua de mâine în mâna Domnului. Poate că ești înstărit, poate că îți merge bine și poate te bizuiești, așa cum am citit aici despre omul acesta care se bizuiește pe businessul care o să-l facă mâine și nu știe ce aduce ziua de mâine. Cel mai înțelept lucru pe care îl putem face în seara aceasta, în momente ca și acestea, este să realizăm că ziua de mâine este a Domnului și să punem ziua de mâine care este nesigură în mâna Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În al doilea rând, viața este trecătoare. Nu este doar nesigură, este trecătoare. După masa aceasta, când mă pregăteam să vin la biserică, am luat ceasul, mi l-am pus pe mână, am kind of an old fashion, I do have a watch, și îmi place să-l port, și am văzut că nu mai are baterie. Și l-am dat jos și l-am lăsat acasă, am ceas pe telefon. Mi s-a terminat bateria la ceas și n-am mai mers. Așa se întâmplă și cu ceasul vieții noastre. La un moment dat se termină, la un moment dat secundarul nu mai merge. Există o secundă, există o clipă în care ceasul se oprește. Viața, ne spune Biblia, că este trecătoare.
și pentru cei tineri, și pentru cei bătrâni. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Tot în Iacob 4 ne spune că ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Este o comparație foarte interesantă. Ne compară aici cuvântul Domnului cu un abur. Ce este un abur? Și cum apare un abur? În primul rând, aburul apare prin fierberea apei. Noi știm din cuvântul Domnului că apa simbolizează viața. Fără apă nu există viață. Și fierberea apei vorbește simbolic despre fierberea vieții. Și viața fiecărui om fierbe și așa apare aburul vieții. Se arată puțin de el, spune, și apoi trece. Viața mea este ca un abur, viața ta este ca un abur. Ne frământăm, ne fierbem în fiecare zi. Ne frământăm în fiecare zi și din frământarea aceasta iese ce numim noi viață și ce numește cuvântul Domnului un abur și apoi spune și apoi piere. Cât de mare dreptate are Iacov aici, cât de mare dreptate are cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 144 cu versetul 3 spune: Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el? Și fiul omului ca să iei seama la el? Versetul 4, omul este ca o suflare. Iată o altă comparație interesantă. Suntem un abur și acum suntem ca o suflare. Zilele lui sunt ca umbra care trece. O suflare este un lucru la care nu ne gândim. Și cu toate că nu ne gândim, fiecare suflare este importantă. You cannot skip. Nu poți să treci peste suflări. Fiecare suflare este importantă, dar este mică, este scurtă, nu este băgată în seamă și trece repede. Se estimează că fiecare dintre noi respirăm în jur de 25 de ori pe minut. Asta înseamnă că într-o oră respirăm cam de 1500 de ori. Dacă socotim și estimăm, de astăzi am respirat de la ora 12 în jur de aproape 30.000 de ori. Și poate niciunul nu ne-am gândit nici măcar la una din respirațiile noastre. Așa este viața noastră. Importantă, dar este ca o suflare. Trece repede, spune aici. Apoi spune, este ca o umbră. Ce este umbră? Este nimic, este un fenomen optic, nu are, este doar o reflectare. Așa este viața noastră. Viața este nesigură, viața este trecătoare, viața este scurtă. Ne gândim la fratele care a fost Ioan Borcean, a trăit o viață lungă, dar totuși scurtă. Măcar dacă am trăit, 5.000 de ani, nu? Viața este atât de scurtă, trecătoare. Citeam zilele trecute că undeva în Franța au găsit o femeie care cred că are ea 122 de ani. Viață lungă, dar totuși, chiar este așa de lungă? Cuvântul Domnului ne spune că este scurtă. Iov, capitolul 14, versetul 1, spune: omul născut din femeie are viața scurtă, plină de necazuri, se naște și e tăiat ca o floare. Fuge și piere ca o umbră. Și asupra lui tu ai ochiul deschis. Viața este scurtă, este nesigură, este trecătoare.
Un alt lucru pe care cuvântul Domnului ne-l spune despre viață, foarte important pentru noi, îl numește o goană după vânt. O goană după vânt. Gândește-te că te-ai luat într-o zi și să gonești, să alergi după vânt, care nu știi de unde vine, care nu știi încotro merge, care nu se vede și care, chiar dacă l-ai prins, să zici, cu ce ai rămas în mâinile tale? Cu nimic. O goană după vânt. Eclesiastul capitolul 2, versetul 10, spune, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost parte din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, căci nu este nimic trainic sub soare. Versetul 17. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul este deșertăciune și goană după vânt. Iar din nou vedem această expresie. Versetul 18. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. Și omul acesta n-a fost sărac. Omul acesta a fost cel mai înțelept și a fost unul dintre cei mai bogați oameni din vremea lui. Și zice, am lucrat și am agonisit și când m-am uitat la ceea ce am, am urât ceea ce am avut, pentru că mi-am dat seama că e o goană după vânt și că nu rămâne. Nu pot să le iau cu mine. Versetul 18, mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Versetul 22, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz, nici măcar noaptea n-are odihnă în inima lui și aceasta este o deșertăciune. Aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim la lucrurile pentru care alergăm în zilele acestea. Noi care mai suntem în viață. Și nu zice nimeni acum să nu mai mergem la lucru, să nu ne mai ajutăm familiile, copiii, să nu mai construim, să nu mai adunăm, să nu mai alergăm. Dar toate aceste lucruri, iubiții mei, într-o zi trec sau ele rămân și trecem noi, mai bine zis. Și le lași la cel ce vine după tine și nu-i problemă că le lași la cel ce vine după tine. În altă parte spune Solomon, și cine știe dacă cel ce vine după mine va fi destul de înțelept ca să le prețuiască? Nu vedeți dumneavoastră că de multe ori urmașii nu știu să prețuiască munca celor dinaintea lor, nu știu să prețuiască sudoarea, seriozitatea, munca grea? Și chiar dacă lucrurile rămân, trecem noi. Se spune că un împărat care avea foarte mult pământ a spus într-o zi unui om care lucra acolo la el, unui fermier, mâine dimineață începe să alergi, i-a dat un piron în mână și a spus, 7 zile vreau să alergi cât poți tu de departe, înfinge pironul ăsta în pământ acolo unde vrei, dar în 7 zile trebuie să te întorci înapoi. Și după aceste 7 zile eu voi merge și voi vedea cât de departe ai ajuns și unde ai înfipt țărușul ăla în pământ și tot pământul ăsta ți-l voi da ție. Și omul nostru s-a trezit dis de dimineață, odihnit și a început să alerge
Nu s-a oprit deloc ca să se odihnească, ca să nu piardă timpul. Nu s-a oprit deloc să mănânce, ca să nu piardă timpul. Și după multă alergare a căzut obosit la pământ, fără să mai aibă putere să se ridice și fără să mai aibă putere să se întoarcă acasă. Realizând că nu mai are nicio șansă să se întoarcă acasă, a lăsat un mesaj scris pe o hârtie, care spunea: de ce oare m-am forțat atât de mult să acopăr o suprafață atât de mare de pământ și acum sunt pe moarte și am nevoie doar de un petec de pământ unde să fiu îngropat? Povestea aceasta este foarte similară cu călătoria vieții noastre și cu alergarea vieții noastre. Și de atâtea ori, iubiții mei, alergăm de dimineață până seara și nu ne mai oprim să ne odihnim ca să nu pierdem timpul și nu ne mai oprim să mâncăm ca să nu pierdem timpul și credem că vom ajunge departe și nu mai avem timp pentru lucrurile sfinte de multe ori, nu mai avem timp pentru biserică de multe ori. Și într-o zi, alergarea noastră se va sfârși. Alergăm în fiecare zi și nu vrem să ne oprim. Dar într-o zi ne vom uita în urmă. Și mulți oameni care au trăit această viață se vor uita în urmă cu regret. Eu mă rog ca Domnul să ne facă oameni înțelepți și să știm cum să ne trăim viețile. Să învățăm de la oameni ca și fratele Ioan, care au mers înaintea noastră. Au fost serioși cu biserica, au fost serioși cu Dumnezeu. Și să ne trăim viețile atenți, ca într-o zi atunci când și noi vom sfârși alergarea, să fim mândri de ceea ce am făcut aici pe pământ, pentru Domnul și pentru împărăția sa. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Lăudat să fie Domnul pentru vieți trăite, în primul rând pentru Dumnezeu, apoi pentru familie, pentru cei din jur. Vieți frumoase de care ne amintim cu plăcere și pe care le prețuim. În continuare, fratele Călin Ardelean va lăuda pe Domnul cu o cântare solo, apoi din nou fanfariștii vor lăuda pe Domnul. Apreciem în mod deosebit faptul că lucrarea pe care o săvârșim aici este împreună Bisericile Elim și Filadelfia. Mulțumim din toată inima fratelui păstor Luțu Bochean de la Biserica Filadelfia, care este împreună cu noi și după aceste două cântări va vesti cuvântul Domnului și ne rugăm ca Domnul să-i dea o ungere specială prin Duhul Sfânt, care este Duhul mângâierii. Amin. Deseori la un glas ce-mi spunea: fiul meu, aici jos vei avea. Din dureri și necazuri, dar nu dispera, că-n curând noi spre cer vom pleca. Vom pleca, da, vom
toate se vor sfârși, totul tu vei lăsa pe pământ. Dar Iisus te așteaptă să-i urmezi calea sa și cu el în curând vei pleca. Vom pleca, da, vom pleca, unde n-or fi dureri și necaz. Bucur
Pacea Domnului și bună seara și Dumnezeu să mângâie familia îndoliată, familiile Borcean și cei asociați cu familiile Borcean. Dumnezeu să le dea pacea Lui, Dumnezeu să le dea liniștea Lui. Vă aduc condoleanțele mele, ale familiei mele, ale Bisericii Philadelphia și vă doresc din inimă ca Dumnezeu să vă mângâie. În ultima săptămână am vorbit cu fratele Ilie Borcean, care este Biserica Philadelphia, am vorbit cu el de 2 sau de 3 ori și subiectul era despre mângâiere și spunea, deși a avut 93 de ani tatăl meu, deși a trăit o viață lungă, totuși este tatăl meu și îmi pare rău. Și îmi pare rău și m-am gândit că lucrul cel mai bun pe care pot să-l fac în seara aceasta este să vorbesc despre mângâiere. Psalmistul, profetul Isaia a scris textul acesta, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeu. L-a scris cu 100 de ani înainte de căderea Ierusalimului și căderea Iudeii în mâinile babilonenilor, dar totuși timpurile erau grele. Cu 100 de ani înainte de cădere exista durere, exista moarte, se vorbește aici că viața este ca floarea de pe câmp, oamenii mureau, oamenii sufereau și în timp de suferință și de moarte, Dumnezeu vorbește de mângâiere. Atunci când este durerea mai mare, când ți se pare că viața cade, când ți se pare că totul se prăbușește în jurul tău, atunci mângâierea își găsește rădăcina pe un teren de necaz, pe un teren de tristețe, pe un teren de durere și de jale. Aș vrea să vă spun că de multe ori am vrea să mângâiem și nu știm cum să mângâiem. M-am gândit la textul din Matei, în care ni se spune, după ce Irod a omorât copiii, un țipăt se aude din Rama, plângere și bocet. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. De multe ori am vrea să luăm cursuri despre mângâiere, să vorbim cum să mângâiem pe oameni. Cum să mângâiem oameni care au dureri sufletești, oameni care suferă, oameni care jelesc și pe care nu putem să-i mângâiem pentru că câteodată se închid în ei și nu vor să fie mângâiați. În aceste condiții, Dumnezeu este un Dumnezeu al mângâierii. Un lucru care putem să facem să mângâiem pe oameni este să ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie. Este interesant că, cum îl numește Pavel, Dumnezeu are felurite nume, putem să găsim sute de nume al lui Dumnezeu, dar Pavel găsește un nume extraordinar al lui Dumnezeu în a doua epistolă după Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Dumnezeul Tatălui nostru, Iisus Hristos, Părintele Îndurării și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Am vrea să mângâiem pe oameni la deces. Aș vrea să mângâi pe oameni în durerea jelilor. Singurul care poate să mângâie este Dumnezeul oricărei mângâieri. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul oricărei mângâieri, Dumnezeu poate să mângâie și pentru pierderea unui tată, pentru pierderea unui bunic, pentru pierderea unui străbunic. Dumnezeu este capabil să mângâie în orice situație. Mă gândesc la numele lui Dumnezeu și cum Dumnezeu este sfânt și este pus deoparte și
una din semnificațiile sfințeniei este că este separat, este într-un alt domeniu decât noi, este pus deoparte, este Dumnezeu pus deoparte. Dar uitați ce frumos vorbește Isaia, care zice, același Isaia care spune, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile zdrobite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dacă ne-am întrebat acum unde este Dumnezeu, am spune, Dumnezeu este în locurile prea înalte, Dumnezeu este în cer, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este într-un loc depărtat. Dar Dumnezeu spune despre El însuși, eu locuiesc în duhurile zdrobite. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în seara aceasta, Dumnezeu este în inima familiei Borceanu. Dumnezeu este în inima celor care își plâng tata, bunicu, străbunicu, cei care sunt aici să plângă pe un om care a plecat și nu mai este, cel care a lăsat un gol în urma lui. După aceea, nu numai că Dumnezeu este mângâiere, Domnul Iisus Hristos este un mângâitor. Când Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor înainte de cruce și înainte de moartea Lui, în Ioan capitolul 14 începe așa de frumos și spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-ați fi spus. Și continuă, mă duc să vă pregătesc un loc. Dar după aceea, pentru că a simțit că ei încă sunt întristați de eventuala pierdere a Lui, Domnul Iisus Hristos le spune, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi și în voi. Versetul care l-am citit spune că Duhul Sfânt este un mângâitor, dar în același timp spune că Iisus era primul mângâitor, pentru că El a zis, eu sunt mângâitor pentru voi, dar Dumnezeu vă va trimite un alt mângâitor care să fie cu voi și în voi. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre El însuși că este mângâitor și în același timp El și Tatăl vor trimite un alt mângâitor. Tema aceasta a mângâierii este foarte frecventă în Sfintele Scripturi și Pavel, când ne vorbește în Tesaloniceni despre mângâiere, Pavel vorbește și încearcă să-i liniștească pe oameni și să le spună să nu se întristeze ca cei care n-au nicio nădejde. 1 Tesaloniceni 4:13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Noi suntem aici să spunem că noi ne întristăm, ne pare rău de fratele Ioan Borceanu care a trecut la Domnul, ne întristăm pentru aceasta, dar nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde. Noi ne întristăm ca niște oameni care au nădejde. Și după ce Pavel începe pasajul acesta așa de cunoscut la mormântări, Pavel încheie pasajul și spune, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Noi ne putem mângâia cu Dumnezeul nostru care este Dumnezeul cărei mângâieri, ne putem mângâia cu Domnul Iisus care este mângâitorul și cu Duhul Sfânt care este un alt mângâitor și în același timp ne putem mângâia cu cuvântul care spune mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Iubiți frați și surori, unora li se pare că noi suntem prea sentimentali dacă plângem, dacă ne este milă și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos a avut milă și a știut să mângâie. Odată Domnul Iisus Hristos mergea la o evanghelizare, intra în Nain
Și pe când intra în Nain, un grup mortal ieșea din Nain. Și Domnul Iisus Hristos, în loc să se pregătească să meargă la evangelizare unde avea el de mers, s-a oprit pe drum, s-a uitat la mama căruia a murit copilul, i-a fost milă de ea și i-a spus, nu plânge. Domnul Iisus Hristos are milă și el vrea să mângâie și să spună, nu plânge. În același timp, Domnul Iisus Hristos, când a fost la moartea lui Lazar, el a fost în ton cu Maria și cu Marta și a plâns și el. Cel mai scurt verset din Biblie este, Iisus plângea. Pentru că lui Iisus Hristos îi era milă, practic am citit un studiu biblic în care spune că Iisus Hristos a izbucnit într-un plâns puternic de durere și de jale pentru prietenul lui Lazar. Domnul Iisus Hristos are milă și îi pasă de durerile noastre. Care este un alt mijloc prin care putem să mângâiem? Aș vrea să vă spun că fiecare din noi care suntem aici, aplicăm lucrul acesta. Un alt mijloc prin care putem să mângâiem este să fim prezenți în viața celor care suferă o pierdere, care pierd pe cineva. Dacă citim în cartea lui Iov, o să vedem un lucru foarte interesant. Când Iov și-a pierdut copiii, și-a pierdut tot ce a avut, zice că au venit prietenii lui de departe. Citesc din Iov, capitolul 2, versetul 12. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfârșit mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor și au așezat pe pământ, s-au așezat pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare este durerea. De obicei ne este frică, ne este jenă să mergem la cineva care are o pierdere. Dacă și-a pierdut cineva mama, soția, tata, ne este frică și ne este greu să mergem la el că nu știm ce să zicem. Un păstor tânăr a murit cineva din biserica lui și s-a dus la spital și a fost lângă familia și a stat acolo când a murit părintele dintr-o familie. A stat lângă ei, n-a știut ce să zică, n-a știut ce să facă, i-a îmbrățișat, a stat și a plâns împreună cu ei. După 20 de ani, familia spune păstorului, care acum nu mai era tânăr, și spune, știi ce mult a făcut? Că atunci când a murit tata, ai fost cu noi și ai suferit alături de noi. Și păstorul zice, eu n-am știut ce să zic atunci, n-am știut ce să fac atunci, dar am fost în prezent în locul acesta. În seara aceasta, oricine este prezent aici, aduce darul prezenței lui și spune într-un fel, suferim alături de voi, suntem alături de voi și vrem să vă mângâiem prin prezența noastră. Ucenicii, după moartea Domnului Iisus, suntem aproape de Paști, după moartea Domnului Iisus stăteau cu ușile închise, le era frică și le părea rău după Domnul Iisus. Și uitați ce spune Ioan 20:19. Domnul Iisus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul Iisus. Dacă v-ați duce în familiile Borceană în zilele acestea, v-ați duce la ei, ați intra în casă și le-a spune, pace vouă. Am venit să fiu împreună cu voi. Am venit să stau împreună cu voi. Am venit să fiu prezent în casa voastră, să vă ajut să suportați aceste momente grele. Când Domnul Iisus Hristos a știut să se facă prezent pentru cei care suferau. Erau 2 ucenici care au plecat din Ierusalim când l-au pierdut pe Domnul Iisus. Și Luca ne spune că erau foarte triști. Și ce face Domnul Iisus? Se duce pe drumul spre Emaus, se duce în spatele lor
și începe și își potrivește pasul cu ei și începe să umble pas la pas cu ei. Știți că Duhul Sfânt se numește Paraclet? În limba engleză, unul din traducerile Duhului Sfânt, numelui Duhului Sfânt, este cel care merge alături de tine. Cel care merge alături de tine când ai un necaz, când ai o problemă, când ai o întristare, cel care este cu tine în timpurile grele. Zice, și uitați ce spune evanghelistul Luca despre Domnul Iisus. Pe când vorbea ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Și ei s-au oprit uitându-se trist. Este o mare lucrare să te duci să-ți potrivești pașii cu cei care sunt triști, să mergi alături de ei și să fii alături de ei în necazul lor. Următorul lucru pe care îl putem să-l facem este să ascultăm. De multe ori zicem, nu mergem la cei care au pierdut pe cineva în familie, că nu știm ce să spunem. Nu trebuie să fii un bun vorbitor, trebuie să fii un bun ascultător. Dacă ne uităm la istoria lui Iov, după ce prietenii lui au venit și au stat 7 zile și n-au zis nimic lui Iov, după aceea primul care a început să vorbească a fost Iov. Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu ucenicii pe drumul spre Emaus, i-a întrebat, ce vorbe sunt acestea? Le-a pus o întrebare și a lăsat să vorbească. Și au vorbit și și-au spus tot necazul lor, au spus despre Iisus Hristos, cum a fost puternic în cuvânt și mare în fapte și așa mai departe. Și Domnul Iisus Hristos, în primul rând, i-a ascultat. Aș vrea să vă spun că am sunat zilele trecute la familia Ilie Borcean și le-am spus, vreau să știu mai mult despre fratele Ioan Borcean. Am vorbit cu sora Irina și sora Irina zice, îți spun eu necrologul că Ilie nu poate să spună pentru că ar plânge. Zice, ți-l spun eu și după aceea ți-l dau pe Ilie. Și mi-a spus necrologul. Și am înțeles că a fost un om care a lucrat în mină, a lucrat din greu în mină, a avut o familie numeroasă, a fost un om credincios, a fost slujitor al lui Dumnezeu, a fost un om care s-a îmbolnăvit de silicoză, grijindu-și familia lui numeroasă, a fost un om care a avut the pleasure of provider or the duty of provider. Zice că unei mame cel mai mult îi pasă de siguranța copiilor ei. Dar pentru un tată, cea mai mare cinste este să asigure pâinea copiilor lui. Și am înțeles că fratele Borceanu, Ion, a fost un om care nu s-a dat la o parte de la nicio muncă de dragul asigurării pâinii pentru familia lui. După aceea am înțeles că a fost conducător de biserică și a lucrat pentru biserică și pentru familie. Aș vrea să vă spun că am aspecte comune cu familia, sau istorie comună cu familia Borcean. Tatăl soției mele are 96 de ani și trăiește. A fost dat afară din armată pentru că a fost bolnav de inimă. După ce a ieșit din armată, s-a întors la frații creștini după Evanghelie și după ce s-a întors la frații creștini după Evanghelie, a continuat să fie bolnav de inimă și la un moment dat, împreună cu un alt conducător de la biserica locală de la creștini după Evanghelie, a aflat că există mișcarea penticostală. Și s-a dus într-o seară la Biserica Penticostală. Și în seara aceea de la biserică a plecat la o seară de rugăciune, dar prima dată când a intrat în Biserica Penticostală, i s-a spus că se va face sănătos de inimă.
S-a făcut sănătos de inimă probabil la 30 și ceva de ani și acum are 96 de ani. A avut pneumonie, nu știu dacă a avut COVID, acum vreo 5 luni. A supraviețuit și pneumoniei. Soția mea vorbește, dacă nu la două zile, săptămânal vorbește cu el, vorbim prin FaceTime. Și de fiecare dată îi aducem bunicului problemele noastre de familie. Când a fost bolnav, cumnatul meu, Marcel, cuscru meu, Marcel Toma, i-am spus, roagă-te pentru el. El și împreună cu alți oameni din sat au început să postească la 96 de ani și să se roage pentru cuscru meu. Și după aceea, când îl sunam, ne spunea, cum este? Cum este? Că eu am postit și m-am rugat pentru el. Și am spus, este bine. Iubiți frați și surori, moare o generație care l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, care a cunoscut puterea lui Dumnezeu, care a cunoscut credincioșia lui Dumnezeu. Moare o generație care îl cunoaște pe Dumnezeu și care a trăit pentru Dumnezeu, a luptat pentru Dumnezeu și pentru familie. Moare un pionier al credinței și asta este important. Mor modelele noastre pe care i-am iubit și i-am respectat. Întotdeauna când am avut probleme, sună-l pe tata, sună pe mama, sună pe fratele să se roage pentru noi și oamenii aceștia se roagă pentru noi, s-au rugat pentru noi, de aceea ne pasă. De aceea ne pasă, pentru că Dumnezeu și-a ridicat oameni care au fost lumină în vremea lor și Dumnezeu i-a binecuvântat. Omul acesta a fost o lumină pentru familia lui și pentru oamenii din jurul lui. Acum vreo câțiva ani am fost în Chicago aici. Fratele Cândă Avram a avut 50 de ani de căsătorie, acum a murit. Și la sărbătoarea lui de 50 de ani de căsnicie s-a ridicat un nepot care nu știa românește. Dar a spus următorul lucru. Look around you, uitați-vă în jur, uitați-vă la noi și veți vedea că noi suntem binecuvântați because of bunul. Noi suntem binecuvântați pentru că înaintea noastră au fost oameni care l-au iubit și au trăit pentru Dumnezeu și oamenii aceștia aduc binecuvântări până la al miilea neam. Oamenii aceștia sunt binecuvântați pentru că și-au pus nădejdea în Domnul. Oamenii aceștia pot să spună, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Dumnezeu i-a binecuvântat așa cum au fost, fără carte, fără multă școală, i-a binecuvântat cu sănătate, cu putere și cu credință. Și aceasta este moștenirea noastră, aceasta este moștenirea familiei Borcean și moștenirea bisericii noastre. Oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu first hand și au trăit pentru Dumnezeu toată viața, au trăit în Anina, în Arad, în America. Au trăit și au lucrat și nu s-au dat la o parte, pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu și au fost oameni credincioși lui. Aș vrea să închei în seara aceasta și să spun familiei Borceanu, vă iubim, am vrea să vă mângâiem, am vrea să fim alături de voi. Mângâiați, mângâiați pe familia Borceanu. Ne rugăm Dumnezeului care este Dumnezeu oricărei mânghieri să vă mângâie. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să meargă alături de dumneavoastră și Duhului Sfânt să fie cu voi și în voi. Și aș vrea să închei în seara aceasta cu aceste cuvinte. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Domnul Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-ați fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iubiți frați și surori, fratele Ioan Borceanu n-a plecat într-un loc neștiut. Noi nu spunem că a plecat undeva și nu știm ce o să fie. El este într-un loc pe care l-a pregătit Domnul Iisus Hristos pentru el și Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc să vă pregătesc un loc.
Aș vrea să vă spun că l-am pierdut pe tatăl meu la vârsta lui de 78 de ani. Când l-am văzut prima dată în sicriu, am plâns în hohote. Ziua am fost împietrit și nu puteam să plâng, noaptea mă sculam la 3 noaptea și plângeam. Dar după ce am fost la mormântare, am primit așa o pace și o liniște și când am venit acasă, aveam o poză cu 2 bătrânei, cu mama și cu tata. Puteam să mă uit la poza lor și să îi văd și îi priveam cu drag și fără durere, pentru că știam că ei sunt împreună cu Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul, să vă mângâie cu cuvintele acestea, pentru că sunt cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu. În continuare, fratele Daniel Vesa va lăuda pe Domnul cu o cântare.
via, chiar noi salvați prin jertfa sa. Iubiților, îmi amintesc de fratele Ioan Borcean. Veneam împreună cu familia Borcean, cu fratele George, sora Silvia. Un duc blând și liniștit, un excelent ascultător al cuvântului lui Dumnezeu, un om care după o viață de credință și de slujire a trăit în pace. Pace lăuntrică, pace cu Dumnezeu, pace în familie, pace cu cei din jur. Un om deosebit de pașnic. Și mă gândeam la faptul că indiferent de caracterul nostru, indiferent de traiectoria vieții noastre, indiferent de faptele pe care le facem și de modul nostru de viață, din generație în generație moștenim acest blestem al morții. Pasajul din Isaia 40 se referă tocmai la acest blestem al morții. Și când e vorba de mângâiere, dacă simplificăm lucrurile, pentru că avem nevoie de mângâiere atunci când nu ne merg lucrurile bine, când nu ne merg bine lucrurile, când suntem bolnavi, când nu avem destule pentru trupul acesta, când murim, când avem pierdere în familiile noastre. Numitorul comun al tuturor durerilor și problemelor vieții, până la urma urmei, este ce se întâmplă cu trupurile noastre. Și pasajul din Isaia 40 ne vorbește despre această conexie fatală între trup, păcat și moarte. Trupul, păcatul și moarte. Și uitați-vă, vă rog frumos, la ordinea în care se rezolvă lucrurile. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, vorbiți bine Ierusalimului, strigați-i că robia lui s-a sfârșit. Trupul a fost creat de Dumnezeu ca un vehicul pentru suflet, pentru identitatea noastră, și omul a fost făcut perfect, chiar dacă din țărâna pământului. Când omul a fost creat, a fost creat în mod desăvârșit de Dumnezeu. Trupul a fost o binecuvântare. În lumea materială, tot ceea ce este spiritual și duhovnicesc are nevoie de un trup pentru ca să se poată manifesta. Biblia spune că până și duhurile rele au probleme dacă n-au la dispoziție un trup. Și merg în locuri pustii până când se întorc înapoi și dacă găsesc o casă, fie ea împodobită, dar goală, o ia din nou în stăpânire, că au nevoie de un trup. Vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea aceasta, profeția zice că El a vorbit cu Dumnezeu și a spus: tu mi-ai pregătit un trup. Mi-ai pregătit un trup. Când a venit Duhul Sfânt, Duhului Sfânt nu i s-a dat un trup ca Domnului Iisus Hristos. Și nici n-a avut nevoie de un trup ca al Domnului Iisus Hristos, pentru că trupul
în care locuiește Duhul Sfânt este trupul credinciosului, care este templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu. Trupul Duhului Sfânt este biserica. Este trupul Domnului Iisus Hristos în care locuiește plinătatea Duhului Sfânt. Dar în lumea noastră materială, trupul este foarte important. Ce s-a întâmplat? Când a intrat păcatul în lume, când păcatul a contaminat trupul omului, trupul a devenit o pușcărie, a devenit o închisoare. Nu ți se pare de multe ori că ești în robia propriului tău trup și că ai nevoie de izbăvire, de eliberare? Gândiți-vă la ultimii ani de viață ai fratelui Borcean, care n-au fost ani ușori. Într-un mod foarte grațios și plin de recunoștință, familia apreciază eforturile fiicei și familiei ei, care a avut grijă de fratele Borcean, de tatăl lor. De ce? Pentru că prin deteriorarea sănătății, prin neputința trupului, sufletul a trăit mai degrabă într-o închisoare decât într-un vehicol care să-l ajute să se deplaseze și să trăiască viața în plinătatea ei. Iată de ce înțeleptul spunea în Eclesiastul că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu înainte ca să se strice toate lucrurile. Ochii, mâinile, auzul, dinții și mai departe. Pe măsură ce aceste lucruri se deteriorează, trupul devine o închisoare și aici spune Biblia: strigați că robia lui s-a sfârșit. Problema trupului este păcatul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, în capitolul 15. Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul, care afectează, care deteriorează și în cele din urmă nimicește trupul acesta. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7, versetul 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi, cine mă va elibera, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Atât, vedeți? Conexia între trup, păcat și moarte. Și aici, în Isaia, capitolul 40, cuvântul Domnului ne vorbește despre această robie alimentată de păcat: strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui, că păcatul, este ispășită. Și apoi este vorba de moarte, de perisabilitatea noastră. Strigă, ce să strig? Păi strigă, orice făptură este ca iarba, toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp, iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea, în adevăr, poporul este ca iarba, iarba se usucă, floarea cade. Și acum, care-s cuvintele de mângâiere? Cuvintele de mângâiere sunt cu privire la reversibilul acestui proces al blestemului adus de păcat în lume. Și mângâierea noastră în seara aceasta, dincolo de toate lucrurile pe care le putem spune despre fratele Ioan Borcean ca soț, ca tată, ca bunic, ca străbunic, se referă la relația lui cu Dumnezeu. De ce? Este foarte clar că la 93, aproape 94 de ani, viața nu mai este frumoasă în aspectul ei material. Un credincios întotdeauna are o viață frumoasă gândindu-se la Dumnezeu, trăind pentru Dumnezeu, dar din punct de vedere fizic,
cu un trup îmbătrânit. Viața aceasta materială nu mai are cum să fie frumoasă. Și spunea omului Dumnezeu, anii la care nu mai găsesc nicio plăcere în ei. E vorba aici de o eliberare. Cum obținem această eliberare? Pentru că trupul moare. Ce se întâmplă cu sufletul? Destinul sufletului fără Dumnezeu este mai tragic decât destinul trupului. Măcar trupul intră în țărână, se descompune și dispare. Fără Dumnezeu, sufletul ajunge într-un chin veșnic. E o tragedie mai mare a sufletului nemântuit decât a trupului. Și atunci, spune aici cuvântul Domnului, pentru ca tragedia să se termine la mormânt, să nu meargă dincolo de mormânt, nelegiuirea lui este ispășită. Când fratele Borcean l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, când a recunoscut că are nevoie de ispășire, de răscumpărare, când a recunoscut că are nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos, problema fratelui Ioan Borcean s-a rezolvat atunci, când era încă tânăr, când era încă în putere, când a trăit pentru familia lui, pentru copiii lui, când l-a slujit pe Dumnezeu și a slujit biserica lui. Atunci s-a rezolvat problema eternității lui. Pentru că aici cuvântul Domnului spune, odată ce s-a rezolvat problema sufletului, nelegiuire ispășită, problema păcatului rezolvată, când moare trupul, nu mai este o tragedie, este o eliberare din robie. Din robia bolii, din robia bătrâneții, din robia durerilor, din robia necazurilor, din robia lipsurilor, din robia condamnării la muncă grea. Dragii mei, dacă cineva știu ce înseamnă muncă grea, știți că nu există o muncă mai grea decât muncă în mină. Am cunoscut familii de mineri. Am vizitat familii de mineri. După 6 ore de muncă, de-aia și spuneau șut. Adică asta însemnând că primeau un picior, o lovitură de picior. Știți cum ieșeau după 6 ore din mină? Epuizați. Undeva în adânc, fără lumina soarelui. În locul ăla unde vezi numai cărbun. Chipuiți-vă să te uiți ori în șir la cărbun sau la ce materii prime se extrageau de acolo. Un efort fizic îngrozitor. Și în America e grea munca de mină. În România era îngrozitoare. Când Biblia spune că viața este o trudă și cu asta se mântrește omul. Asta este o eliberare. Moartea devine o eliberare. Dar o eliberare către ce? Și aici spune, după ce spune că păcatul a adus această tragedie în trup, că trupul se deteriorează, că moare, că suntem perisabili, că suntem trecători. Spune, suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda. Aici de mai multe ori spune strigați, strigați. Un glas zice, strigă, și eu am zis, ce să strig? În versetul 2 zice, vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i.
Dar aici spune, suite pe un munte înalt, strigă de acolo, că trebuie să te audă mulți. Strigați. Iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu, vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Ce vine după această moarte pe care am numit-o deja eliberare? Vin răsplătiri. Asta e vestea bună. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Putem să declarăm că sfinții Domnului care pleacă acasă, o parte din ei, trupul lor ajunge în mormânt. Cușca asta, închisoarea asta, este demontată, este dezintegrată. Dar ei merg direct în brațele Domnului, va lua în brațe și va călăuzi. Dacă ăsta nu e un loc bun și dacă nu e un loc de mângâiere, când eram copil și când eram copii și ne durea ceva și ne loveam, care era locul mângâierii? În brațe la mama, în brațe la tata. Acolo se termina cu toată durerea, cu tot plânsul, cu toată supărarea. După 93 de ani, aproape 94 de ani de trudă, de boală, de suferință, de pierderi, a pierdut fica, a pierdut soția, a pierdut sănătatea. Și acum, zicem noi, a pierdut viața asta. Frați și surori, scumpă familie îndoliată, s-a meritat totul. Pentru că pentru toate lucrurile frumoase despre care ați vorbit și pe care le-ați împărtășit despre tatăl, bunicul și străbunicul vostru, Dumnezeu a pregătit multe răsplătiri. Și să știți un lucru, când Dumnezeu răsplătește, dă cu mult mai mult. Aici spune, a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Poporul Israel s-ar fi putut aștepta la puțin. Când Dumnezeu i-a dat binecuvântări, i-a dat de două ori mai mult. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să rămânem cu gândul ăsta, pentru că este un gând deosebit. Este vorba de viață, e vorba de cele două dimensiuni ale vieții. Și în dimensiunile vieții, uneori suntem concentrați asupra temporalului, materialului, mai ales când vorbim de binecuvântări, mai ales când vorbim de zile, mai ales când vorbim de ceea ce avem aici. Punem accentul pe material și numărăm materialul. Și omul lui Dumnezeu Moise, atunci când s-a gândit la toate necazurile, la toate problemele, la toate suferințele lui, greu i-a fost lui Moise pe pământul ăsta. Auziți și cere el în Psalmul 90, în versetul 15. Înveselește-ne tot atâtea zile cât te ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocire. Să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Moise a trăit 120 de ani, s-a gândit la acești 120 de ani, iată, 94 de ani, nu chiar departe, nu chiar departe, și a zis, Doamne, greu mi-a fost.
La curtea lui Faraon a știut că nu e acasă. Și a fost un chin pentru sufletul lui. A trebuit să ia una dintre cele mai mari decizii pe care cineva le poate lua. Să renunțe la palatul regal, să renunțe la onoruri, să renunțe la strălucirea Egiptului și să împrățișeze soarta de robe poporului său. Să fugă și să trăiască în pustie. Cioban la oi, la turmele socrului său, 40 de ani de unghi închis. Și pe urmă când s-a întors înapoi, povara eliberării națiunii, și pe urmă 40 de ani de păstorit o turmă mai grea și mai rea decât turma lui Ietro, 40 de ani, prin pustii. Amenințat și cu pietre amenințat. Și când a socotit el toți acești ani, a zis, Doamne, am o rugăminte, a fost an grei, măcar câți mi-ai dat din ăștia răi, cu probleme, cu frământări, cu necazuri, tot atâția, dacă ai putea să-mi dai și din aia buni. Știți că Dumnezeu face întotdeauna o afacere mai bună cu noi. Lui Israel i-a promis dublu. Am să-ți dau dublu decât ai avut în durerile tale, în nelegiuirea ta, în problemele tale. Vreau să vă spun că pentru oricâți ani avem aici pe pământul acesta de strâmtorare, de necaz, de îngrijorări și de bucurii, Dumnezeu nu ne promite încă pe atâția de bucurie și de satisfacție. Nu ne promite nici măcar dublu, ne promite o eternitate în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb un lucru. Tatăl dumneavoastră a făcut o afacere bună? Vă spun că a făcut o afacere foarte bună. I-a dat Dumnezeu 94 de ani pe pământul ăsta. Și i-a folosit la maxim. 15 copii cu familiile lor. Nepoți, strănepoți. Muncă grea. Trudă, dureri, lacrimi, s-au meritat pentru o eternitate fericită. I-a dat pe toți în slujba familiei, i-a dat pe toți în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, nu-ți dau încă 94, nu-ți dau nici 188, nici 200, îți dau o infinitate, o eternitate în slavă. Că în momentul în care Moise zice, dăm tot atâția, el zice să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Însă slava lui Dumnezeu nu durează 94 de ani și nici 200 de ani, nici 1000 de ani, nici 6000 de ani. Slava lui Dumnezeu este veșnică și în slava lui Dumnezeu avem promisiunea, vestea bună, care trebuie strigată de pe muntele acesta al unui serviciu de priveghi. Că este ceea ce ne dorim și ceea ce așteptăm. Vă invit să ne ridicăm în picioare și prin fratele păstor Luțu Bochean vom înălța o rugăciune pentru mângâierea celor îndoliați, pentru întărirea noastră în credință a tuturor, pentru binecuvântarea noastră. Ne rugăm Domnului prin fratele Luțu Bochean. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta, Doamne, și îți mulțumim pentru viața fratelui Ion Burcean. Tu ai pus înaintea noastră un model, Doamne, un om al credinței care s-a luptat pentru tine, a păzit credința și a luptat lupta cea bună și și-a sfârșit alergarea. Este un model pentru copiii lui, pentru nepoții lui, pentru strănepoții lui. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că am fost în seara aceasta într-o casă de jale, Doamne, și sufletele noastre au fost mângâiate de prezența ta, Doamne. Au fost mângâiate de cuvântul tău, au fost mângâiate de cântări, au fost mângâiate de prezența fraților noștri, Doamne. Doamne Dumnezeule, în încheiere te rog să binecuvintezi familia Borcean, Doamne, fiecare persoană, fiecare fiu, fiecare fiică, fiecare nepot, fiecare strănepot, Doamne,
Binecuvintează rudenii și frații, Doamne. Doamne Dumnezeule, binecuvintează-i cu mântuirea Ta, Doamne, cu nădejdea Ta, Doamne, cu un loc pregătit pentru Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că în seara aceasta Tu ai lăsat Duhul Tău cel Sfânt să ne mângâie și să ne aline durerile sufletului și ne-ai pus în sufletul nostru nădejdea mântuirii și a veșniciei. Slăvit și binecuvântat să fii Tu, Doamne. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Fanfariștii se pregătesc să intoneze un imn. Aș vrea înainte să anunț că mâine seară de la ora 7 este un serviciu la Benson Funeral Home pentru familie cu precădere, un serviciu memorial. De asemenea, serviciul de înmormântare, îl aveți în buletinele acestea, este la Mount Emblem Cemetery în Elmhurst de la ora 11 dimineața. Întâlnirea va fi la intrarea principală în cimitir. Ne întâlnim în jurul orei 11 acolo și apoi vom fi conduși către locul de înhumare. În timp ce fanfara va intona acest timp spre slava Domnului. Dacă dintre dumneavoastră doriți să veniți pe culoarele laterale către sicriu și apoi pe culoarul din mijloc să eliberați sala, puteți să faceți lucrul acesta, să salutați familia îndoliată, să le arătați dragostea dumneavoastră și condoleanțele dumneavoastră. Puteți să faceți lucrul acesta în timp ce fanfara intonează acest imn. După ce se va încheia imnul fanfarei, adunarea este liberă, am vrea încă o dată, scumpe familii îndoliate, să vă asigurăm de dragostea și compasiunea noastră în aceste momente grele, primiți condoleanțele noastre, ale bisericilor noastre și dorim din toată inima ca Domnul să vă întărească, să întărească modelul de viață al fratelui Borcean în inimile dumneavoastră și ale noastre tuturor. Ne vom întâlni din nou mâine seară și apoi sâmbătă la serviciul funeral. Fanfara intonează imnul, cei ce doresc să vină pe culoarele laterale și apoi să iasă pe culoarul din mijloc să salute familia îndoliată.